Remarcile lui Paul din gala de vineri au stârnit reacția imediată a Mirunei. Eu, sincer, n-aș mai fi cu Roxana dacă ar veni cu toate mesajele șterse. Hey, uite, mai ales să mă căsătoresc cu ea. Nu m-aș căsători niciodată. În platoul emisiei de aseară, atât Paul cât și Miruna își explicau pe rând perspectiva asupra conflictului dintre ei. Eu doar am fost întrebat de doamna Simona de ce am votat așa. Bine, asta, și mi-a spus asta părerea. Nu este o scuză, Paul. Da, pentru că telefoanele... oricine poate să te întrebe orice și depinde foarte mult ce răspuns tu. Tu crezi că Miruna s-a inflamat din această cauză? Probabil că da, că pe urmă a început să arunce vorbe urâte asupra Roxanei. Te-ai inflamat acolo... din cauza nominalizării pe care au făcut-o? Nu, din cauza motivului. Adică puteau foarte frumos să ne voteze toți. Nu, n-aș fi dat în cap nimănui, Doamne ferește. Știu unde am venit, sunt niște voturi. Pe mie și mi s-a dacă părut un votat, motiv? Nu, dar din nou s-a pentru mine... pe mine. Adică am simțit clar că eu săgeată spre mine din partea lui. Dacă aș fi pus-o Viorel sau altcineva, da, nu mă inflamă. Până la urmă, dar ce contează? Eu așa am interpretat-o, care ceva personal cu mine, Paul. Și era o săgeată. Și? Nu știu de unde atâta protecție pentru Cosmin și părere de rău că și-a luat o asemenea femeie. Adică... și dacă așa ar fi, poate Cosmin nu știe nimic despre viața mea, îl mint în ultimul hal, ieșim pe poartă și sare lumea cu știri despre mine și cu... și divorțăm. Nu cred că suferă Paul în pernă, adică totuși, să fim serioși. Dar și Roxana voia să trateze cu Miruna acest conflict și cele ce s-au spus. Tu nu observi niște chestii? Am zis ceva de tine? Păi nu, tocmai de aia să okay, și tu de ce zici de mine? Pentru că m-ai enervat că a zis că nu mă luat de soție. Nu, mă refer, Paul, du-te unde ai treabă. Unde am treabă? Te rog. Nu vreau. Te rog. Ce e asta, tu unde ai treabă? Te rog, vreau să vorbesc că n-am avut... Ce să vorbești cu așa ceva? N-ai ce să vorbești, când să enervezi, să încep să înjuri. N-ai ce să explicați. A fost înainte să... să avem discuția din noi două. Deci a fost înaintea. Discuție dintre noi două. Păi da, pentru că okay. Atacul ăla, că el okay, a spus că nu mă lua de soție. Dar tu ai atacat în loc să ataci din ce a zis el și să vă bazați pe subiectul ăsta. Tu de ce mă ataci pe mine? Păi dacă el a spus odată... Ok, și tu de ce mă ataci pe mine în contextul în care eu nu spun absolut nimic de tine? Azi de parte lumea și azi de parte Miruna, eu nu am spus înainte. Miruna, înainte de cuvintele alea... Bine, înțelegeți ce vrei să zic eu. Miruna, înainte de cuvintele alea, eu n-am zis absolut nimic de tine. Nu, vreau să înțeleg ideea. Păi el a atacat partenerul și am atacat partenera. Schimb pe schimb. Am pretenția că atâta timp cât eu nu zic nimic de tine, tu să nu zici nimic de mine. Așa, și e ca și cum Cosmin nu zice nimic de Paul și eu spun nici tu nimic de Cosmin. Nu? Draga mea, vorbiți degeaba. Păi ce certați? Ok, dar nu mă jignești, pentru că eu nu te-am jignit pe tine absolut deloc, Miruna. Cu ce te-a jignit? A spus și a venit în telefon. Ce ai vorbit tu? Ce vorbeai tu în baie? Păi ce ai povestit tu la capricin? Faza cu masturbatul și cu chestii, se par normale? Păi tu le vorbeai lângă noi. Eu le vorbeam? Da, eu le auzit. Care toată lumea, Miruna? Că te gândeai la cineva și te m-a eu, Miruna? Da, tu. Și ce, tu devină eu că le ascult tu? Le povesteai cu lejeritate. De ce stai și am fost lângă, fără să vreau mă auzi, nu că s-au să ascult așa. Dragă, în 3 minute încep să se înjure, lasă-o în pace, că deja s-a inflamat. Nu vezi? Nu jignit fără să fii cu cine. Eu nu te-am jignit, că am spus ce aveai în telefon. Vreau să ții cont că eu nu te-am jignit absolut deloc. O acțiune nu este o jignire. Miruna, vreau doar să ții cont. O acțiune nu este o jignire. O acțiune? Au fost niște bârfe și mai multe acțiuni. Și de atunci dai tot în... Dacă vrei să dai ceva, ok, nu mă interesează asta, că nu mă afectează. Miruna, nu mă afectează, dar atâta timp cât eu ofer respect, oferă respect. Și atunci de ce te afectează? Înțelegi? Că am spus ceva ce aveai tu în telefon. Nu, eu nu-mi dau cu părerea absolut punct, deloc de nimeni, că nu mă interesează viața voastră, chiar nu mă interesează viața ta, Miruna. La păcănele, acolo unde e păcănele. Miruna. Nu, întreb Miruna. Ce le mă întreb, că ai mai mințit și cu asta și cu mai multe, nu mai, lasă. Că stim. Da, Paul, cu baie, neam cu mine. Paul, păi da. Paul! Fii atent că mai scot 2-3 minciuni care le-ai spus pe aici. Ia zi-mi-le. Paul! Să nu te enervezi, să încep să înjuri, te rog frumos. N-am cu cine să vorbesc. Paul, tu mă asculti odată în viața asta? Nu. Păi abține-te, te rog frumos odată, că m-am săturat, frate, să dați în continuu. Tu vezi că dă în continuu în mine. Păi și ce? Din cauza subiectului ăsta, păi crezi că-mi face bine? Păi de ce nu? Păi tu chiar crezi că-mi face bine? Nu vezi și tu? Ce să văd? Frate, n-am niciun cuvânt de spus când mă atacă pe mine cineva. Păi și ce te atacă, mă, Miruna? Păi Miruna mă atacă fără ca eu să-i spun ce ceva ei. Doamne, pe... tu înțelegi ideea? N-ar trebui să te super dacă te atacă, păi Miruna. Păi nu mă super, dar ascultă-mă, măcar tu, am pretenția de la tine, Paul, să mă asculți. Că ce nu mă zici interesează mie? Viața nimănui. De pe urma mea să facă ce vor. Ce zici mie, te, unde o ai treabă? O părere? Ce zici mie, du-te unde ai treabă? Am fost să vorbesc cu ea, să am o discuție între mine și
Și mie îmi zici du-te unde ai treabă? Paul, tu nu m-ai ascultat pe mine când eu eram acolo. Unde? Deci nu m-ai ascultat absolut deloc. De fiecare dată, de asta ți-am zis. Iată că cearta dintre Paul și Miruna naște discuții atât în cuplul Roxana Paul, cât și în cel al Mirunei și Cosmin. Nu se termină niciodată cât noi stăm aici, când pădoști. În ce tot nu-i interesează pe mine? Te-ai văzut cât te enervezi? Poate îi place să vadă un nervos? N-are și trebuie, ce explicați vreți să te... Mai termină și tu. Termină și tu. Păi ce se termină dacă așa e? Nu mai ieși din sat ăsta. Păi n-aș ieși. Nu sunt adevăr. Deja, asta nu-ți părere, asta e hărțuire, să mă uit pe mine, să zici că scos tu minciuni, să mă iei la întrebări, când mi-am închis Facebook-ul, cât am lucrat nu știu unde. Ce înseamnă asta? Ce e Runa acum? Ce aveți acum? Da, mă, hărțuiește, ce treabă are el cu viața mea? Iar te hărțuiești? Îmi zice mie câte luni am lucrat, eu nu știu unde, acum 3 ani jumate. Acum ți-a zis seara asta? După da, capricii? A venit Roxana să vorbesc cu mine, azi mi-i Cosmin, dar lasă-mă, nu știi că așa vorbești. Mi-a zis Roxana că am jignit-o și zic, n-am jignit, masturbare este o acțiune, tu povesteai în platou la capricii, ce făceai? Și a venit Paul și a zis că ce vorbești tu cu așa ceva, mi-a zis despre măi, mine. Și pe urmă, mi-a zis cât ai lucrat tu la păcănele, că mai scot două minciuni de la tine. Cine a lucrat la păcănele, tu? Tu, acum 4 ani și Paul și-a două trenuri, nu mai știu cât am lucrat. Și că știe el, că știe el cât am lucrat, de unde știe el? Dar să ne întoarcem la Roxana, care, deranjată de observațiile făcute la adresa ei, încerca să-l facă pe Paul să renunțe la acest conflict. Păi și până la urmă, ce te interesează? Ce te interesează? Că dacă nu am șters nimic din telefonul ăla, nu că mă vede pe mine toată România. E vorba că m-am ținut cont de tine. Că cu tine vreau să fac o relație, nu cu altcineva. Tu explicații și de-astea? Păi nu, că nu-i dai explicații, dar vreau respect. Unde respect eu, atunci să nu mă respecte. Nu există atunci să mă ocolească, să nu mai vorbească la adresa mea. Că nu le permit să vorbească la adresa mea. Băi, Roxana, jur că nu te înțeleg. Băi, dacă ar fi niște oameni ca lumea, eu... Să se abțină, să nu mai discute la adresa mea. Unde doi bani, foarte simplu, eu nu mă interesează. Păi, nu că nu mă stresez, Adina, dar nu vreau să discute la adresa mea, punct. Ce respect să vrei de la o femeie care a stat cu un om însurat și spunea Paul, acolo în notițe, desparte-te, te-ai despărțit sau de-alea. Ai pretenții să vrei respect de la așa ceva? Ea n-a avut respect pentru soția lui omul ăla, care stătea cu el. Și tu vrei respect? Nu mă interesează ce a făcut ea. Nu, uite că pe mine mă interesează. Nu, de ce să te interesezi? Nu mă interesează, pentru ce zic ai venit așa aici, Paul? Pentru Miruna, să o vezi pe ea, lasă-o face. Dar pe ea vă interesează ce făceai tu în cadă. Uite, mă interesează și pe mine ce făcea cu soțul fata aia. Înțelegi? Chiar mă interesează. Bă, ce-o fi făcut, mă, cu soțul ăla? Îi plătea chiria, mă, ca așa, mă. Ăla nu vrea și el nimic. Așa degeaba, că era mai văzut. Și se pare că Roxana a fost chiar afectată, nu doar deranjată de cele spuse de Miruna. Nu trebuie deloc să te desfărbești. Ce mai contează? Te atâca pe tine, mine, ce să zic? Dacă atât îi duce capul, atât îi duce. Dacă tot pot, nu? Trebuie să vezi mâine ce-i zic eu. Să vezi mâine ce-i zic eu.